Salut, scuze de întârziere, dar au fost probleme la internet, nu de la mine, de la ei, cu infrastructura la și nu am avut timp să-l fac în timp util. A venit albumul de la 101 figurine. Asta e pentru holuri. O să fac un video pentru holuri, un video pentru GX view-uri și ce mai e, și unul pentru PSA. Și mai și niște jumbo. Ia de dat din jumbo, te rog. Ai jumbo-urile să le fac prima dată, că sunt mai puțin. Avem oaia de 8 ori, cred. 4, 5, 6, 7, 8. Avem pe Pikachu EX. Tocmai. Un Charizard de Embraxan. Espeon. Și textura să vadă. Asta e foarte frumos. Tocmai ce l-am avut când am făcut primul video. Se vede aici un curcubeu al Alolan Raichu. Încă un Pikachu EX. Astea avem și cartonașul mic promo. Un HDRN. Dar din Champions Pack nu mai cumpăr. Ba nu, mint. O să mai cumpăr o singură cutie pentru promo Lapras. Atât. Și ne-au VMAX. Mersi. Și pe astea din album le-am pus în ordine, le-am pus în foițele astea de la Ultra Pro și nu l-am mai pus, nu l-am mai făcut double sleeve, l-am pus fără sleeve aici. Și am pus pentru fiecare. Din XY Face Collide 2016, Steam Siege, asta doar mi-au picat puține. Team Up, Dragonite și Meow. Acum avem din Generations. Magikarp, Gengar, Diglett, Dugtrio, Golem, am făcut mai de la distanță ca să vadă foarte bine Sun and Moon base-ul, se vede pattern-ul pe Butterfree, acesta Guardians Rising. Tot Guardians Rising. Puteai tu pauză la aia? Vulpix între preferații prietenei. Burning Shadows. Cam puțin din Burning Shadows, dar la orice pachet de obicei găsim Burning Shadows. Teleprasul ăsta de aici seamănă din Lost Thunder, seamănă foarte mult cu... Dar e cel... seamănă cu ăla din Champions Pack de acum. Detective Pikachu. Să vedem și Shino, așa. Dar din nou, vine asta aici. Că vine reflexia, așa. Ce avem mai? Celestial Storm și Unbroken Bounce, dar în Altaria. Are ceva deosebit Altaria, vreun shine? Nu, decât simplu. Wimpole are un pattern. Asta e drăguț, DDN. Așa. Sunt la un. Mai avem un Hidden Fates. Drăguț Eevee. Exile, Cosmic Eclipse, aici parcă am luat și Booster Box în Cosmic Eclipse. Aici a fost cu character card-uri în Cosmic Eclipse cu Wishiwashi, Pikachu, cine mai are character cards, nici nu mai știu, Torkoal, Pikachu, drăguție, Natu. La serial sunt la sezonul, n-am văzut niciodată mai mult de 8 sezoane, dar n-am văzut ultimele sezoane, am văzut de la 1 la 8 gen. Deci, da, Meow, Alolan Ninetales, da, și Eevee, e în ploaie gen, nu se observă. Erika, asta e preferata mea, dar nu am
Vreau să am Erika's Hospitality, dar nu l-am. Sword and Shield Dayset. Sau de pattern aici se vede. La Cinderace. Da. Aici și la Ghastly. Sobol. Și aici la Inteleon. Da. Uitați cu noile pattern-uri. Marnie, la Marnie și în Champions Pad, Poké Kid, asta este din Rebel Clash, Darkness Ablaze, aici am avut și Booster Box, cred că de asta o să avem mai multe, cu Panel Bias, sau cum se numește, o să fie Pin la noua colecție, Sword and Shield Shining Fates în februarie și va fi și cu DDN. Și o să fie multe boxuri, tot la fel, ăsta va veni ca la și la Hidden Fates, o să fie fără Booster Box și o să vină doar în Elite Trainer Box-uri, în... e și o cutie, un V cu Pikachu o să fie, o să pun pe pagină și în tinuri, o să fie și tinuri. Mr. Rhyme, o să fie și aici un pin cu Mr. Rhyme, cred că o să luăm și noi, nu? De Dene, Mr. Rhyme și un pin cu iepurașul ăla, dement, nu știu cum se numește. O să luăm, ăsta este ăsta, nu? Se duce în Champions Path. 73 când nu văd ce am scris în Champions Path, o avem pe toată și aici l-am pus și varianta asta și pattern-ul ăsta l-am pus pe amândouă. Aici avem toată colecția din toate câte puțin, toate sunt holo-uri aici. Asta a picat cel mai mult, dacă am luat 10 trainere ne-a picat cel mai mult. Se vede bine și la altarie. Diferența. Asta e cu pattern și asta e. Nu mai știu nici cum să numesc, ne se numeau holo, reverse holo, shatter glass. Acum nu știu cum să numesc asta noi. Acum sunt mai cum e Celebi, Rayquaza, în Vivid Voltage. Chiar am făcut un schimb și o să pun pe canal. Dar încă nu a ajuns colecționul meu. Și am reușit să iau pre-release-ul de la Vivid Voltage cu Charizard și am făcut și o înțelegere, dar pe asta o să o fac atunci când o să vină pachetelul. Asta e din Vivid Voltage, nu? Păi necositat, da, asta e, 185, da, Snorlax, da, dar ce, din Vivid Voltage n-am cumpărat decât un, zic, după vreo câteva pachetele, da, și unde asta zi, un trainer. Și pe energie poți să am la schimb prima, dar îmi plac și nu le mai schimb. Și mai energie, cred că în Burning Shadow sau nu mai știu unde e, un Fairy Energy, nu ăsta, ăla roz, un Fairy Energy, dar Rainbow, ăsta... Gold, așa, foarte frumos, îmi place mult, e și scump, dar nici nu mai stau să mai colecționez energia acum, ce pică. Și cam asta a fost colecția de, asta e tot ce am pe holo-uri, nimic nu e de schimb, gen, asta e colecția mea personală și așa cred că e cel mai bine să fie, cum să zice, păstrată, că... Nu se merită să pui sleeve-uri, la fiecare așa poți inițial, sleeve-uri, nu se merită. Și e bine totuși să fie într-un binder. Și pentru că ai foarte multe holo-uri, mai ales cum au scos acum la Champions Path și ai câte două holo-uri per pack, îți trebuie ceva mai mare. Și așa e cel mai bine cu folder de ăsta așa. Ok, o să fac acum un video separat cu V-uri și V-Max-uri, GX-uri, X-uri, ce este. Vă aștept la următorul. Mulțumesc, pa, pa!